veacurile trecute s-au uitat către noi cu ochi de balaur și au dat mereu să muște din carnea României. Dar cerul nu ne-a lăsat și a rânduit pentru straja noastră munții mari și pe voievozii cei de neînvins. Odată rostuită, cetatea Făgărașului nu a căzut niciodată sub sabia hainilor. Rând pe rând, flamura românilor transilvani, a basarabilor din Valahia, a maghiarilor și a sașilor, a străjuit pe zidurile tare ale cetății. Aici au poposit mari conducători ai celor trei neamuri creștine. La Făgăraș au amestecat sângele și bucuriile cei care au trudit împreună pentru credință și pentru libertate. Vlad Voievod Drăculea, Mihai Viteazu, Apri Gicorvin au săpat în piatra Făgărașului povești creștine și povești de vitejie care nu se vor șterge niciodată din amintirea acestor locuri. În vremea marilor războaie care alungau bărbații înspre cele patru zări, în cetate au răsunat pasul domol al principeselor și znoavea de cavalerilor rămas să le păzească. Pentru călătorul care știe a asculta, ecoul munților coboară, se rotește o vreme între ziduri și șoptește povești cum nu întâlnești nicăieri în țara românilor. Astăzi vremea războaielor s-a încheiat. Cetățile noastre nu s-au ridicat pentru fala conților sau pentru balurile cele dichisite ale principeselor. Vino la poalele munților Făgăraș. Vizitează cetatea cea niciodată cucerită.